pâinea cinstită, pâinea curată, pâinea murdară și pâinea necurată. Deci, aceasta este pâinea cea alimentară pe care o mâncăm noi. Și țineți minte așa, pâinea necinstită. Aici, cei mai avizați și cei mai pedepsiți sau cei mai incriminați, cine sunt? Patronii sau șefii mari care trec și transformă pâinea cea de toate zilele în pâine necurată. Ce înseamnă? În vii și duminică la muncă. Nu mă interesează că e sărbătoare. Nu-i treaba mea, eu nu te plătesc să stai acasă. Nu mă privește pe mine treaba aceasta. Tu ești la muncă. Lasă, scoate icoana de acolo. De ce ai prins candela aia? De ce ai pus iconița aia? Pentru că sunt tot felul de oameni. Unii mai mieroși, unii mai evlavioși, unul simte nevoia să stea pe birou cu o candelă, altul cu o icoană, iar pe patron îl arde. De ce? Duhul cel rău din el nu îi permite să suporte ceea ce îl obstrucționează conștiinței. Și atunci, pâinea aceea pe care el ar vrea o cinstită, are în spatele ei următorul lucru. Blestem, lua-l ar dracu, ar crăpa, nu i-ar mai ajunge. Nu vă folosesc termenii, că îi spuneți voi la spovedit în hârtia de spovedanie. Ei, acele vorbe, dacă au suport spiritual, se duc spre acel om și îi distrug întreaga muncă. Și cum îi distrug întreaga muncă? Căutați dumneavoastră la un registru de comerț sau de înregistrare a firmelor să vedeți câte firme se înscriu și câte dispar și câte rezistă. Cele care rezistă au în ele suportul credinței în Dumnezeu și a nădejdii în puterea lui Dumnezeu. Chiar într-o țară economică și capitalistă. Să știți că capitalismul nu-i făcut de oameni. Capitalismul e făcut de Dumnezeu. Dumnezeu știe când să-l sloboadă și când să-l șteargă. Oamenii doar gândesc legea, dar Dumnezeu le-a pus mintea. Uită-te câte firme dispar sau uită-te câți oameni se nenorocesc. Dar cum ați ajuns, domnule, în situația aceasta? Părinte, am avut 200 de angajați, am învârtit bani cu lopata, am extins, am făcut, am dat locuri de muncă, am dat pâine la toată lumea, am ajutat. Păi și cum ați ajuns în situația asta? Nu știu, părinte, nu-mi dau seama. M-am băgat în niște necazuri și niște datorii și niște bănci. Nici eu nu știu. Mi-a luat Dumnezeu mintea. Răspunsul dă singur. Mi-a luat Dumnezeu mintea. De ce ți-a luat Dumnezeu mintea? Pentru că nu i-ai cerut mintea de care ai nevoie. Deci tu nu i-ai cerut, Doamne, ajută-mă să mă îmbogățesc. Cine a spus lucrul ăsta? Avram, care avea turme peste număr. Cine a spus lucrul acesta? Iov, care aducea un bou de jertfă în fiecare zi, ca nu cumva familia lui să greșească lui Dumnezeu, măcar cu gândul. Dar în momentul în care tu pui munca pe primul loc și nu mai e, adică Dumnezeu și-a permis în calitate de Dumnezeu, luați un lucru ieftin. Deci Dumnezeu și-a permis în calitate de Dumnezeu a șaptea zi să se odihnească și tu, mare șmecher de patron, muncești a șaptea zi. Ești mai tare ca Dumnezeu. Ei, acolo este blestemul și nebinecuvântarea și aceea se transformă în muncă necurată. Este o întâmplare scrisă la prologe pe la împăratul Justinian că au venit niște boieri demnitari, ăsta era mai credincios, așa. Și au spus, zice, împărate, ne-am gândit cum să salvăm împărăția de sărăcie. Vom lucra în sărbătoarea duminicii și tot ce câștigăm în această zi, pentru că e zi de odihnă, dăm săracilor. Și a spus, nu, să am un semn de sus. S-a rugat împăratul, a adormit și a avut un vis și i-a spus un înger așa, ce-ți scapă printre degete de săracilor, ce ții în mână ia împărăției, dar sărbătoarea cinstește-o, că altfel praful se va lege din împărăția ta. Și iată că avem acest semn că duminica nu se lucrează. Le mai spun și eu câteodată, părinte, dar duminica e vânzare în bazar. Te duci după amiază la 3-4 când nu mai este liturghie. Părinte, să știți că am vândut până seara, aproape cât de dimineață. A avut grijă Dumnezeu de necredința ta să-ți o cinstească cu 3 lei acolo pentru că ai stat la Sfânta Liturghie. Pâinea necurată. Ce înseamnă pâinea murdară? Un alt element. Vin foarte mult sau e firesc sau e normal în societate, părinte, să știți că am făcut compromisuri. Dar de ce ați făcut compromisuri?
Păi, părinte, am mai turnat pe ăla, am mai făcut rău lui ăla, l-am mai părât pe ăla, l-am mai urmărit pe ăla, m-am răzbunat pe ăla, i-am întors eu lui ăla că de cândva m-a călcat și m-a supărat. Deci, în momentul în care urci pe un pedestal călcând cadavrul altuia, aceea nu este o pâine cinstită. Și să vă dau o pildă simplă, îți spune patronul, uite, nu te dau pe tine afară, dar urmărește-mi aici cine nu-i bun. Dom'le, toți sunt buni, eu sunt rău. Dacă vrei să mă păstrezi bine, dacă nu fă cum îți place, nu învrăjbi să stăpânești. Pentru că nu este politică bisericească. Este adevărat un proverb care spune dezbină și stăpânește. Dar în Împărăția Lui Dumnezeu, iubirea nu-i ura și răutatea. Și dacă tu nu ai, și dacă tu nu ai conducători credincioși, și nu ai supuși credincioși, totul se duce de râpă, că fără Dumnezeu nu faci nimic, a spus Hristos. Fără de mine nu puteți face nimic și cine n-adună cu mine risipește. Să ne uităm în jur cât risipezi. Ce înseamnă să mănânci pâine spurcată? Povestea unei prostituate de la spovedit, vă spun doar ca o glumă, nu ca o seriozitate. Părinte, zice, eu am fost vreo 2 ani în Germania și am trăit din lucrul ăsta, ce am avut să fac. Era muritoare de foame, trebuia să trăiesc cumva. Și am zis, da, dar nu e un lucru bun, poate că ar fi vremea să te oprești. Nu, că acum m-am oprit. Dar, zice, n-ar fi posibil, părinte, zice, poftim, zice, să se caute un sfânt. Deci, sugestia unei femei ușoare. Ea a făcut-o cu sinceritate, dar eu am interpretat-o la mintea ei. Uite, de exemplu, zice, cum e Maria Egipteanca, să fie patroana noastră adesunată, da mă, dar ea s-a pocăit, n-a rămas curvă până la moarte, a greșit în tinerețe, că era o copilă proastă și fără minte, și pe aia a stat 40 de ani în pustiul Iordanului, până a mers pe sus și era înainte văzătoare, neștiind carte, scria cărți. Și zice, din banii care îi câștigăm și noi, că doar dacă se legalizează prostituția, asta mi-a explicat ea, că doar dacă se legalizează prostituția, țara câștigă. Băi, curul femeii, ultimul lucru din care trebuie să câștige țara, din capul femeii trebuie să câștige. Femeia naște prunci, ține casa, are minte, gospodină, nu prostie asta. Și a spus, da, dar și noi din banii ăștia se poate face o biserică să ne rugăm pentru păcatele noastre. Zice, băi, naște eu, să știi că e o idee foarte bună, să o dai și tu la unul mai mare din ăsta care conduce biserica, zice, ce părere are, dar zic, oricum te-ai rătăcit. Ei, același lucru este valabil în toate situațiile. Și am să vă dau o pildă. Tot, că este ministru, că este președinte, că este secretar de stat, că are o funcție mai mică sau mai mare, știi ce spune? Ei, lasă că fur și fac o biserică. N-ajută la nimic. Lasă că fur și dau la săraci. N-ajută nimic. Lasă că fur, dar dau și la cine n-are. N-ajută nimica. Fii tu corect și serios și du la biserică 5 lei sau 2 lei sau 3 lei sau 100 de lei. Dar du-i tu din salariul tău cinstit, din venitul tău cinstit, din profitul tău cinstit, din TVA-ul tău cinstit sau ce-ți costă acolo. Nu trebuie tu să tai 10% lui ăla, 3% lui ăla, să nu-i plătești lui ăla, să-l ții pe ăla de probă, să nu-l încadrezi, să-i faci lui ăla nu știu cum și zice, băi, mi-am rotunjit venitul. Nu l-ai rotunjit, l-ai spurcat de tot, pentru că spune în canonul bisericii, banul negustorului, banul curvarului, banul omului necinstit, banul celui care oprește plata slugii în biserică să nu-l primești, să-i dai foc și să-l arunci. De ce lucrul ăsta? Spune acolo Ioan Pusnic într-un canon al lui în Pravila Mare. Să-l duci la baia publică și să faci din el lemne de foc. Atâta poți să iei de banul nedrept. De ce? Pentru că nu știi lacrima și suferința celui pe care îl asuprești. Și ăla-i ban spurcat. Și mai nu mai spun acele funcții dobândite, iarăși trebuie să fiți foarte atenți și nu e o minciună, e o realitate. Știți, părinte, m-a avansat șeful, dar am fost nevoită să greșesc. Da, foarte bine ai făcut, ești foarte deșteaptă, ai luat examenul cu brio. De ce lucrul ăsta? Acei bani care ai câștigat tu în plus prin avansarea, prin păcat, se întorc împotriva ta tot ca un păcat.
trăiește din 6 milioane minimul pe economie și mai spală la o bucoană și calcă-i ceva și păstrează-te cinstită în familia ta sau față de soțul tău și te vei mântui. Pentru că degeaba aduni bani mulți cu păcat, spune Solomon înțeleptul. Mai bine puțină jertfă cu dulceață decât multe cu păcat. Pentru că casă peste casă vei adăuga, țarină lângă țarină vei adăugi și nimic nu vei moșteni. Deci așa spune înțeleptul Solomon în Proverbe. De ce v-am spus acest lucru cu pâinea spurcată? Să nu ne culcăm pe conștiință sau pe ureche, sau să vă mai dau o pildă. Nu-i de răutate, ci este de bună credință. Orice stat, orice guvern, orice localitate, deci tot ce înseamnă granița unei națiuni, ce are? Are oamenii de pază. Ce înseamnă oamenii de pază? Un SRI. O securitate. Ce trebuie să știi? Cine intră în țară? Cine iese? Dar în vremea lui Ceaușescu, deci în regimul comunist, ce fel de pâine se mânca? De exemplu, unii nu-și făceau datoria acolo unde a fost pus. El venea și spunea, cu tare a cumpărat aia, cu tare a făcut aia, cu tare a făcut aia. Păi tu nu pentru aia ai fost pus, frate. Tu ai fost pus să păzești un interes național. Și s-au umplut pușcăriile prin anii 50, 60, 70. Dacă vrei să-l distrugi pe unul, trebuie să-i spui atât. Ai chiabur, uneltește împotriva statului. E legionară, e împotriva comunismului. Și mureau oameni nevinovați. Mureau oameni nevinovați. Dar ei luau acolo pe lista de salariu ce? Luau bani. Ei luau bani pentru că făceau lucrul ăsta. Ei, aceia sunt bani spurcați și nenorociți care se întorc împotriva noastră la judecată. Deci nu este pâinea cea curată despre care a spus Hristos în sudoarea feței să-ți câștigi munca mâinilor tale. Deci trebuie să fim corecți și cinstiți pentru că se întoarce împotriva noastră. Este pâinea din Carantania de care a vorbit Satana. Satana i-a spus Fiului lui Dumnezeu, fă pâini! Și omul începe să facă pâini. Merg doi la piață. Unul vinde cu 5 lei o kilă de grăunță. Cel ce o cumpără spune, a, l-am prostit, am luat-o ieftină. Nu spune, Doamne, ajută că am găsit și eu un kil de grăunță ieftină. Cel ce a vândut spune, l-am prostit, le-am vândut ieftin, scump. Deci fiecare în mintea lui trăiește un sistem de gândire, nu-i întotdeauna sănătos. Deci și tranzacția într-o piață când o faci, și pe aceea trebuie să o faci cu frica lui Dumnezeu. Da, frate, ți-am pus un leu în plus, i-a dausul meu comercial ca să-mi plătesc toneta, curentul, mașina și papucii care-i rup până aici. Dar în momentul când tu trăiești pe ideea că l-ai înșelat pe aproapele tău, aia nu-i muncă cinstită. Și de ce spun lucrul acesta? De aici a spus Dumnezeu următoarea frază, nu va trăi omul numai cu pâine, adică să nu ne gândim numai la burtă și la stomac și la mâncare, ci și la tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu. Să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu dai în cap, să nu te îndreptățești pe aproapele, să nu urăști pe aproapele, să nu răvnești la ceea lui, să nu fii cu ochii asupra aproapelui la bunul lui cu vicleșug. Și asta e tot o pâine necinstită. Ați văzut? Stau ei și fac legi din astea, mă rog, moderne, de corectitudine. Și spune, zice, trece DNA-ul, te verifică, trece anticorupția, te verifică, trece altă mai mare, te verifică, trece unul și mai mare, te verifică. Dacă nu iei de sus în jos, ei toți la rândul lor, au și ei la rândul lor, le trebuie câte o comisie să-i verifice, că nici ei nu-s corecți. Deci cel mai mare corector al unei societăți este Dumnezeu și conștiința. Când ai frica lui Dumnezeu, știi cât îți ajunge. Când ai frica lui Dumnezeu, știi că îți trebuie să mănânci, când ai frica lui Dumnezeu, știi unde să te oprești. Și să știți, niciodată nu veți vedea un om modest sau cinstit sau corect, ca dună fără rost și fără sens. Dacă ai 10 case, ai timp să stai în fiecare zi în câte una nu. Dacă ai câțiva saci de bani și dormi de grija lor, ai timp să te odihnești? N-ai timp, că tot te gândești cum să-i numeri, să nu le scadă valoarea, să nu le scadă bursa sau prostii de astea. Ei, dacă n-ai conștiință, ai umplut oala și ai mâncat, te-ai dus la biserică, te-ai rugat, ai venit acasă, ai muncit, ai liniște cu copiii, ai liniște cu soția, ai liniște cu familia și liniște peste tot. Și nu în cele din urmă, v-am spus,
pâinea fără Dumnezeu. Să nu încercăm să credem că putem face vreodată ceva fără Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, mânia sau dreptatea Lui vine după noi ca un șarpe lung care se târie fără să ne dăm seama. Și auzim la sfârșitul vieții: Domnule, ce lipsea la omul ăsta? A paralizat. Domnule, ce lipsea la omul ăsta? A căzut ca bradul din picioare. Domnule, ce lipsea la omul ăsta? Uite, i s-a nenorocit copilul. Uite, i s-a accidentat cu tare. I s-a întâmplat cu tare. A dat un cancer cu tare. Deci, de ce sunt acestea? Sunt vergile lui Dumnezeu pentru îndreptarea sufletului pierdut pe cărarea cea dreaptă și bună. Adică, Isaac Siro avea o vorbă: împacă-te cu Dumnezeu cât ești pe cale, ca să nu se împace cu el, să nu fie supărat el pe tine în vreme de mânie și război. Adică dacă noi ne împăcăm de aici din viață, că așa spune finalul Ecteniei, sfârșit creștinesc vieții noastre și răspuns bun la înfricoșata judecata lui Hristos, să cer. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în pocăința o săvârșit la Domnul, să cerem. Și iarăși spune, cele bune și de folos sufletelor noastre, pace lumii la Domnul să cerem. De ce spune ectenile acestea? Ca să înțelegem că am avut o etapă a nebuniei, am avut o etapă a necunoașterii, dar am ajuns într-o etapă a pocăinței și a înțelegerii și, Domnule, gata, până aici mi-ajunge. Am curvit, m-am oprit. Am fumat, m-am oprit. Am băut, m-am oprit. Am făcut rău, m-am oprit. Adică, ce vrea să vadă Dumnezeu? Nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și cât de frumos spune acolo: ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Și ultima, și cu asta am încheiat, că deja mi-a depășit timpul, spune așa: pâinea spirituală. Pâinea spirituală este așa: franzela care o cumperi din biserică și o faci anafără. E spirituală, e sfințită. Pâinea spirituală este sacoșa cu pâini ce o aduci de la piață și când ai pus masa, spui: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, sau mânca vor săraci și vor sătura, sau boda proste, Doamne, de mâncare, sau blagoslovește, Doamne, masă. Deci asta înseamnă pâine spirituală. Iar mai sus de pâinea spirituală este așa: pâinea care o întinzi de pomană, e tot o pâine spirituală. Pâinea care o dai unui sărac sau la un praznic sau un parastas, e tot pâine spirituală. Și după ce ai trecut de pâinea spirituală, filantropia și binefacerea și omenia și celelalte, ajungi la pâinea euharistică. Aceea o dă Dumnezeu prin slujitori și prin preoți tuturor celor ce-L caută pe dânsul. Deci când spune Sfintele Sfinților, înseamnă că toți oamenii care doresc sfințenia și au viață de sfințenie și doresc să se sfințească, pot să vină să mănânce din Dumnezeu. Deci este îngăduit nouă, spune Sfântul Evanghelist Marcu și Matei, și a spus Hristos: acesta e sângele meu, alege cele noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcaților, și pâinea. Și spune așa: aceasta s-o faceți într-o pomenire a mea în veacul veacului. Că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Auzi ce spune? La judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer. Cine mănâncă din ea, în veac nu mai moare. Deci noi spre această pâine trebuie să ajungem. Deci este ultima pâine pe lângă pâinea biologică care ne întreține metabolismul. Deci de aceea Mântuitorul s-a adresat apostolilor și le-a spus: dați-le voi să mănânce. Chiar dacă v-am mustrat, chiar dacă v-am certat, eu consider că astăzi ați mâncat. Amin.